Primarul municipiului Baia Mare, Cătălin Cherecheș, nu se oprește doar la a aduce autobuze noi, de a schimba sistemul de etichetare, traseele și programul autobuzelor și troleibuzelor. Edilul vizează și modernizarea stațiilor în care așteaptă călătorii. Primul pas îl reprezintă demolarea construcțiilor vechi, iar în acest an startul îl va da stația de la gară. Este una dintre stațiile care vor fi demolate, împreună și cu alte stații care se află în paragină, unde au fost tot felul de magazine, de bodegi improvizate. Toate vor fi demolate. În stațiile de autobuz nu mai vreau să existe cârciumi și alte tipuri de magazine care nu și-au sensul. Sunt vreo 6 sau 7 stații în oraș care vor intra în această procedură. Vom avea montate stații, așa cum ați văzut și în Piața Revoluției, stații moderne, strict pentru călători. Contactat încă de la prima ora dimineții pentru a afla care sunt stațiile ce urmează a fi demolate și ulterior modernizate, purtătorul de cuvânt al primăriei Baia Mare, Dan Coardă, nu a reușit până la ora 16 să ne ofere informațiile solicitate.